Dacă ești purtat de valul furios și crezând că ești pierdut, devii fricos. Ia în seamă binecuvântările, în Iisus ai toate împlinirile. Dacă ești purtat de valul furios și crezând că ești pierdut, devii fricos. Ia în seamă binecuvântările, în Iisus ai toate împlinirile. Ia în seamă harul său bogat, tot ce Domnul tău în dar ți-a dat. Ia în seamă cât de minunat Domnul zi de zi te-a binecuvântat. Bătea pață, grijuri multe, crucea grea, și te tem că nu le vei putea purta. Ia în seamă binecuvântările și-ți vor fi senine iar zilele. Ia în seamă harul său bogat, tot ce Domnul tău asta vei lupta, Domnul va fi scutul tău, nu dispera. Ia în seamă binecuvântările, El te va însoți în toate căile. Ia în seamă harul său bogat, tot ce Domnul tău în dar ți-a dat. Domnul zi de zi te-a binecuvântat. Amin. Fanfara, laudă pe Domnul. Thank you.
Ați văzut că se aude și fără microfon. Când este pace și bucurie, atunci se aude, auzim și șoaptele, nu? Domnul să vă binecuvânte, mulțumim fanfare pentru tonusul bun de dimineață, inima ne fie plină de cântări și bucurie. Este o zi frumoasă, Dumnezeu ne dă și soare. Și pentru cei care sunt mai meteodependenți, să se bucure puțin, nu-i așa? Parcă dacă e înorat, și înăuntru e mai înorat, dacă e soare și afară este soare. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin. Care expresie de aici vi se pare că astăzi le apreciem mai mult? Să ne apropiem este una dintre ele. Este perioada distanțării, buline, 2 metri, 4 metri pătrați, distanțare. Biblia ne încurajează că este un loc, o persoană, un tron de care suntem apreciați și suntem încurajați să ne apropiem. Și tare aș vrea ca apropierea noastră de Domnul să crească. Și în perioada aceasta să fi crescut apropierea noastră de Domnul. Care este o altă expresie care vi se pare că o apreciem mai mult astăzi? Intrare slobodă, intrare liberă. În această instituție nu se poate intra fără mască, nu se poate intra dacă nu te-ai dezinfectat. Ne speriem și sperăm să nu ajungem la momentul în care să spună nu poți să urci în avion dacă nu ești vaccinat sau nu poți să mergi la o sală dacă nu ești vaccinat. Deci, la un moment dat simțim că suntem tot mai restricționați. Există un loc în care nu există restricții. A fost o perioadă, templu era exact locul acela în care spunea intrarea interzisă, intrarea interzisă. Și a venit Domnul Iisus Hristos să pătrundă prin toate acele porți pe care scria intrarea interzisă. La un moment dat scria femeilor, interzis femeilor, de aici nu mai intrați. Neamurilor, nu vă mai apropiați. Bărbaților, nu vă mai apropiați. Leviților, nu vă mai apropiați. Preoților, nu vă mai apropiați. Dar a venit unul să fie mare preot și să deschidă toate ușile înaintea noastră. Într-o vreme a restricțiilor și a distanțării, suntem invitați să ne apropiem pe o cale slobodă, o cale slobodă. La Dumnezeu este liber prin Iisus Hristos. De aceea nu e liber oricum, să nu înțelegem în sensul că oricum, ci e liber să venim prin Iisus Hristos, spălându-ne de păcatele noastre, prin jertfa Lui, prin sângele Lui, să putem să venim și să ne întâlnim cu însuși Dumnezeu. Avem nevoie să ne reamintim aceste lucruri ca să apreciem mai mult rugăciunea. Pentru aceste lucruri vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm. Rugăciuni de mulțumire, de laudă, să le punem să fie mai dinamic. În sensul că dacă te rogi un gând și zici amin, altul un gând și amin și cu voce tare, atunci e o rugăciune mai dinamică decât dacă cineva se roagă pentru 10 lucruri odată. Amin. 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 Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim din toată inima că până ești neînsoțit. Slavă Ție. Doamne, că la plin de dragoste tale avem intrare prin Domnul Iisus Hristos la Tine. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că Te-ai îndurat de noi și ne-ai eliberat din păcate prin jertfa Domnului Hristos. Amin. Amin. Mulțumim Tatăl nostru că ne putem apropia de tronul Harului, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Te slăvim, Dumnezeule, numai pentru că putem să ne apropiem de Tine, dar putem să ne apropiem cu Tine. Slavă Ție. Îți mulțumim, Doamne,
Mulțumim. Îți mulțumim, Doamne, că ai curățit inimile noastre. Și ai stropit cu sânge, Doamne. Amin. 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 Te lau și te slăbești, Tată Sfânt și Drag, că și în această dimineață harul și pacea ta este peste noi. Amin. Și îți mulțumim că am putut să ne apropiem de cuvântul tău, care este o hrană minunată pentru sufletele noastre. Slavă ție. Amin. 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 Slavă ți-a. Amin. 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 Slavă ție. Amin. Amin. Continuăm să ne închinăm cu fanfară. Și al minții mele gând, ție, Doamne, să le închin, Domnul meu. Doamne, fă al meu cuvânt, și al minții mele gând, ție, Doamne, să le închin, Domnul meu. Salvator, pe veci,
ta, totul ție să-i spun, Domnul meu. Stânca mea tu ești, Salvator pe veci. Doamne, fă lumina mea, lucitoare ca o stea, mare noapte tu mă fă, Domnul meu. Stânca mea tu ești, Salvator pe veci. Doamne, fă lumina mea, lucitoare ca o stea, mare noapte tu mă fă, Domnul meu. Doamne, fă iubirea mea, o să fie prijinia, Domnul meu. Doamne, fă iubirea mea, ca să fie ca ta, o să fie prijinia, Domnul meu. Stânca mea, ne rugăm, ne vin în minte motive de rugăciune, de cerere, de mulțumire. Mulțumim Domnului pentru toți care astăzi pot să fie în casa Domnului. Ne bucurăm pentru sora Lidia Pleșa, care este cu noi. Domnul să o binecuvânteze, să-i dea sănătate de plină. Mulțumim pentru oaspeții care sunt cu noi astăzi. Domnul să-i binecuvânteze. Mulțumim pentru modul în care Domnul a ascultat rugăciunea noastră cu privire la fratele Pantea, Zaharia. Dânsul va avea o mărturie când va ajunge în mijlocul nostru a modului extraordinar în care Domnul l-a vindecat. Dar avem și motive de rugăciune. Să ne rugăm săptămâna aceasta pentru sora Miri Ilaș. O să fie o ziua de marți, este planificată o operație. Ne rugăm ca Domnul să o binecuvânte, Domnul să facă operația, medicii să fie doar mâna a doua. Și oricum, Domnul face vindecarea, că nu e așa, medicul operează, pleacă, pune la loc și apoi speră că într-un mod supranatural Dumnezeu va face lucrarea. De aceea El este vindecătorul, El este medicul nostru cel mai bun, lucrează uneori și cu asistenții lui de pe pământ, Domnul să binecuvinteze și pe ei. Sunt și alte persoane care sunt în incertitudine, nu știu exact dacă au sau contaminat sau nu s-au contaminat. Ne rugăm, dacă știți persoane, ne rugăm pentru ele, Domnul să lucreze și să ne ajute și pe noi să folosim aceste îndemnuri din Evrei 10, să ne apropiem, în fiecare zi să ne apropiem. Dacă apropierea noastră ar fi doar duminica, ar fi cam puțin, nu? Dacă ar fi doar duminica dimineața și după masă, ar fi puțin. Dacă ar fi numai duminica, masa, miercurea, ar fi puțin. În fiecare zi să ne apropiem tot mai mult. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Există ceva sigur. Finalul este sigur. Chiar dacă până acolo drumul este cu pietre, cu povărnișuri, dar finalul este sigur, este mărturisirea noastră. Credem că Iisus Hristos a murit și a înviat. Credem că și noi vom învia. Credem în veșnicie.
credem în locul preasfânt în care a intrat El, chiar în cer, spunea, a străbătut cerurile și a intrat în locul preasfânt, în original. Moise a avut doar o copie pe care a făcut-o după original. Avem acolo un loc pregătit și încă se mai pregătește. Mă duc să vă pregătesc un loc. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. În vremurile astea în care oamenii se tem, se îngrijorează, se panichează, să ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră. E o bucurie să putem să venim în casa Lui. Mai sunt locuri. Dacă devine neîncăpătoare, putem să facem două servicii. Asta nu e o problemă așa de mare. Să venim împreună. Izolarea nu este neapărat cel mai sigur lucru. Dimpotrivă, și o să vedem studiile care o să le mai facă sociologii și psihologii, să vadă că izolarea nu este bună și nu are efecte bune. Domnul a spus la început, nu este bine ca omul să fie singur. Nu este bine ca omul să fie singur. Acest lucru au aflat unii mai devreme, fiecare dintre noi, duminica trecută am avut o nuntă, nu? Că nu-i bine ca omul să fie singur, e mai bine căsătorit. Sara, e mai bine căsătorită. E bine. Acum cu mască, știi, nu-ți dai seama dacă omul zâmbește sau nu, dar dacă dă din cap, asta înseamnă da. Avem motive de cerere, motive de rugăciune, să ne ridicăm, să mulțumim, să cerem din textul acesta ce avem pe inimă, din cei care nu s-au rugat, câte o frază și să punem împreună, să spunem amin, ne unim cu toții. E o diferență între a te ruga singur și a te ruga în biserică, când alții ascultă rugăciunea și spun, da, ne învoim, Doamne, subscriem, amin. Te rog, Doamne. Amin. Mulțumim. Amin. Amin. Doamne, și eu vreau să te rog pentru toți acei care ar vrea să te ai aici, dar nu cu unii motive de boală. Cercetează, Doamne, dă-le tu vindecarea ta și ajută să fie cu noi împreună ca serviciile următoare. Amin. 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 Ne rugăm și pentru sora Ecaterina Sav, pentru Manu, băiatul familiei Sav, Domnul să-l vindece sufletește și trupește. Continuăm rugăciunea, poți și de la balcon să ne rugăm. Slavă ție, Doamne. Mulțumim. Da, slavă ție. Ai milă, te rog. Te rog, Doamne. Te rog, Doamne. Te rog, Doamne. Amin. Atrage-ți pe
Amin. Te rog, Doamne. Amin. Te rog, Doamne. Te rog, Doamne. Amin. Doamne Iisuse, te lăudăm că ne l-ai făcut pe Dumnezeu Tată, că ne-ai mântuit, că ne-ai făcut fii de Dumnezeu. Și acum ne apropiem de Tine și împreună copiii Tăi ne rugăm, Tată nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Continuăm să ne închinăm cu fanfară. Credința noastră de-o ne tărim.
Fiii lui Core, în Psalmul 84, versetul 4, spun: ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce-și pun tăria în tine, în a căror inim locuiește încrederea. Încrederea. Cineva spunea că frica face mai mari ravagii decât virusul. Frica. Ferice de cei care au inima ca locuință a încrederii. Și mă rog ca întâlnirile noastre să crească doza de încredere din inima noastră. Și trecem într-adevăr următorul verset, când străbat aceștia, care aceștia? Este versetul 6. Aceștia care își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea, când aceștia străbat valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Mă rog ca Domnul să ne facă lucrători la valea plângerii. În valea plângerii să transformăm valea plângerii în locuri pline de izvoare. Pentru aceasta trebuie să avem încrederea în inima noastră. Mă rog așa această dimineață să ne crească doza noastră de încredere. Calitatea noastră de încredere în Domnul nostru este demn de încrederea noastră. Absolut nimic din ce se întâmplă în lumea aceasta nu îi scade capacitatea Lui, înțelepciunea Lui, caracterul Lui, puterea Lui este în controlul tuturor lucrurilor. Deci să ne încredem în El. Aproape că ne vine să spunem în cap să amestec, Doamne, mă încred în Tine. Când mă tem, mă încred în Tine. E unul dintre versetele frumoase. Când mă tem, mă încred în Tine. Și dau o doză de încredere temerii. Și trec peste probleme. Nu e așa. Avem nevoie de încredere și Domnul să binecuvânte încrederea noastră. Să ne binecuvânte pe fiecare, bine ați venit, toți care ați ales să fiți în casa Domnului, unde sunteți oaspeți de aproape sau mai de departe, bine ați venit. Fie dimineața aceasta o dimineață care să conteze pentru dumneavoastră, să vă dea un alt start în săptămână, vă dea un alt start în viață și încrederea să crească tot mai mult în Domnul nostru. Pentru cei care nu puteți să veniți, Domnul să vă binecuvânte acasă. Cântați cu noi, când cântăm noi, cântați și voi cu noi și bucurați-vă împreună cu noi și când Domnul vă dă sănătate, să puteți să veniți cu drag. Celor care sunteți departe, Domnul să vă binecuvânteze și pe voi. Mulțumim Domnului pentru partea tehnică, pentru faptul că putem să transmitem și dumneavoastră să ascultați. Puteți să ne lăsați un comentariu, cum se aude, cum se vede și să putem să ținem legătura. După masă ne întâlnim din nou în casa Domnului la ora 5, este ora 5. Astăzi pentru unii este o sărbătoare interesantă. După masă aș vrea să vedem ce avem noi de face cu sărbătoarea aceasta de astăzi. Am început și un curs de cateheză, este un curs de studiu biblic în care luăm învățăturile de bază, în special învățăturile legate de mântuire, de Dumnezeu, de om, de păcat, de Iisus Hristos, de mântuire, pocăință, credință, botez, viață de credință, viață de familie, viața practică și cei care vor să boteze, să poată la finalul cursului să facă și botezul. Cu toate astea, nu este obligatoriu ca cineva neapărat să se boteze ca să facă acest curs, pot să-l facă, să afle și așa cum a făcut și Domnul Iisus Hristos, în cunoștință de cauză omul să-L urmeze. Niciodată nu s-a grăbit dacă cineva a spus, Doamne, vreau să te urmez, să spună, o, ce mă bucur. Și Domnul a spus, vrei să mă urmez? Bine, hai să spun. Trebuie să te lepezi de tine, să-ți iei crucea în fiecare zi. Mai vrei? Unul era foarte religios și s-a întors și a plecat trist. El vrea să-L urmeze pe Domnul, dar în termenii lui. De fapt, nu vrea neapărat să-L urmeze, vrea doar să aibă o bifă de la Domnul, să spună, da, ești foarte bine, mulți asta așteaptă de la Domnul, o confirmare că-s foarte bine așa cum sunt. Că Domnul ne iubește și nu vrea să ne schimbăm. E adevărat? Nu e adevărat. E adevărat că Domnul ne iubește, dar nu e adevărat că dragoste înseamnă nu trebuie să te schimbi. Probabil o să vedem după masă dacă este vreo
vreo diferență între ce sărbătoresc oamenii astăzi, ziua îndrăgostiților și dragostea adevărată. Că s-ar prea putea să fie o mare diferență și vă invităm să aflați care este aceasta. Asemenea, reluăm anunțul cu radio Alt FM. Am vrea în fiecare lună să putem să sprijinim această lucrare. Se aude foarte bine, nu numai în Deva, ci într-o zonă foarte mare. Cei care doriți să sprijiniți, puteți să o faceți. Mulțumim celor care sprijinesc deja lucrarea. Dacă doriți special să faceți, să vă adresați fratelui Tibi. Nu este astăzi aici, puteți să vă adresați și unei din frații de la ordine, fratelui Gherasim, și să spuneți, uite, asta este pentru radio, și să susținem astfel și lucrarea aceasta. Sunt locuri în care noi nu ajungem, sunt oameni care nu vin aici, sunt oameni care nu accesează un program de-al nostru, dar ascultă o emisiune la radio. Nu știm cum, dar sămânța se seamănă și ne rugăm să aducă rod, pentru că are în ea forță, are în ea forță. În fiecare fruct este sămânță, este viață, și mă rog ca Domnul să binecuvânteze cuvântul Lui. Acum am vrea să ne închinăm cu darurile de bunăvoie, cu cântare. După cântare, a noastră cântare va fi fanfara cu o cântare și apoi ne apropiem de ascultarea cuvântului. Astăzi vom auzi cuvântul predicat prin fratele pastor Dani Cocariu. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Și pe el și pe noi. Amin. Cântarea de la numărul 158. Fii binecuvântat, Iisuse, în veci fii binecuvântat, căci ai lucrat în viața noastră în chip atât de minunat. Din voi
Domnului. Amin. Thank you.
Vă invit să ne ridicăm, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Matei, în capitolul 4. Vom citi de la versetul 12 până la versetul 25, la finalul capitolului. Evanghelia după Matei, capitolul 4, începând cu versetul 12. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de-a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: Țara lui Zabulon și țara lui Neftali, înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină, și peste cei ce zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumină. De atunci încolo, Iisus a început să propovădească și să zică: Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. El le-a zis: Veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată i-au lăsat mrejele și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor Zebedei și își cârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoci, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Amin. Doamne, și în această dimineață am vrea din toată inima cuvântul Tău să lucreze în inimile noastre. Vorbește-ne încă o dată, învață-ne ceea ce vrei să ne înveți, deschide inima Ta înaintea inimilor noastre deschise și așează cuvântul Tău. Ajută-ne să-L primim, ajută-ne să-L acceptăm în viețile noastre, să-L trăim pentru slava numelui Tău. Amin. Voi mi s-o ocupați locul. În această dimineață aș vrea să poposim asupra unui aspect extrem de important pentru viața bisericii din orice vreme. Am intitulat mesajul în felul acesta: Pe urmele Domnului Iisus în facerea de ucenici. Inițiativa aceasta mai plină de aprobarea Domnului să meargă în cadrul unui serviciu din biserică. Și așa cum se obișnuiește în alte părți, la final, când s-a făcut o chemare de dedicare, omul nostru a spus: mă duc și eu în față și așez înaintea Domnului hârtia mea. Toate lucrurile au puse acolo, semnătura lui, și a spus el: îmi doream să găsesc aprobarea lui Dumnezeu. Și aprobarea, a spus el, simțeam și credeam că va veni prin pacea pe care mi-o va da Dumnezeu. Am pus hârtia acolo înaintea Domnului cu tot ceea ce am scris și spune el: pacea n-a venit. Și am fost dezamăgit. M-am dus acasă, din nou am intrat în cămăruța mea de rugăciune și am spus: poate nu-i destul, poate Domnul nu este mulțumit de tot ceea ce am pus aici, poate ar vrea să fac mai mult. Și a început să mai scrie. Și a mai scris un lucru și a mai scris altul și încă foaia a fost așa de plină că nu mai avea nimic de pus pe ea. Și a pus din nou semnătura și a spus: cu siguranță Domnul va spune bine, acum vei face tot ceea ce ești capabil să faci, du-te și fă lucrul acesta. Și s-a dus din nou în cadrul altui serviciu și spune: apăsarea a fost mai mare. N-am reușit să găsesc pacea. Și a spus el: ce să fac? Și s-a dus înaintea Domnului și Domnul l-a condus către un slujitor mai în vârstă și a spus toată povestea: frate, uite ce am făcut. Și frate i-a spus: ia o foaie de hârtie, lasă-o goală. Și acolo, la final, puneți semnătura și foaia aceasta așează înaintea Domnului. Și vei vedea că Domnul îți va da și pace,
dar va lăsa în înțelepciunea și în călăuzirea pe care El o are acele lucruri pe care trebuie să le faci, pe care El vrea tu să le faci, dar sunt călăuzite de El. E voia Lui pentru tine. Și omul a făcut așa. Și a spus, n-am avut o altă pace mai mare decât momentul acela în care am așezat hârtia goală înaintea Domnului. Stau și mă gândesc dacă nu cumva de multe ori, poate chiar în domeniul acesta al uceniciei, al transmiterii mai departe a veștii bune a lui Dumnezeu și a face ucenici pentru El, stau și mă gândesc dacă nu acționăm de multe ori ca și tânărul acesta. Avem ideile noastre, gândirile noastre și începem să așezăm pe pagina aceasta goală a dorinței noastre de a face ceva pentru Dumnezeu, de a spune oamenilor Evanghelia, începem să așezăm lucrurile pe care noi am vrea să le facem. Felul în care noi credem că Evanghelia ar trebui spusă și la un moment dat am vrea să găsim pace. Pacea aceea care vine în momentul în care îl slujești pe Dumnezeu, în care Dumnezeu lucrează și vezi că se întâmplă ceva, oamenii ascultă, primesc Evanghelia. Și la un moment dat, după ce facem, ne ducem cu efortul nostru, cu ceea ce putem face noi, cu metodele noastre, vine nu pacea, ci vine o apăsare mai mare. Pentru că nu vedem oameni care să se schimbe, nu vedem rezultate pentru Dumnezeu, oameni care să primească această veste bună a salvării prin Iisus Hristos. Și stăm apoi și ne întrebăm, Doamne, ce e de făcut? Poate că ar trebui și noi să luăm exemplul acesta a unui tânăr care a spus, Doamne, învață-mă Tu, aș vrea să înțeleg ce vrei Tu, cum ai lucrat Tu. Și poate că ar trebui să punem mai mult foaia această goală înaintea lui Dumnezeu, în care să spunem, Doamne, arată-ne Tu. Și vreau să facem în dimineața aceasta o călătorie prin Evanghelia după Matei, așa cum am spus, cu o foaie goală care să fie inima noastră. Și această inimă deschisă înaintea lui Dumnezeu să meargă pe urmele Domnului Iisus. Să vedem cum a făcut Domnul Iisus ucenici. Nu am pretenția unor noutăți neapărat, dar am pretenția aceasta de a încerca să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu și să lăsăm pe Dumnezeu să ne amintească, să așeze mai cu convingere în inimile noastre modul Său de a lucra și apoi să plecăm împuterniciți de Duhul Sfânt cu o dorință mai mare de a face ce a făcut Domnul Iisus. Să lăsăm metodele noastre, gândirile noastre, omenescul care poate să fie bun, dar poate să rămână doar atât și să găsim în momentul acela în care facem așa cum a făcut Domnul Iisus, când împlinim ceea ce a spus Domnul Iisus, să găsim pacea aceea reală, că am făcut ceea ce trebuie, că oamenii au auzit Evanghelia și să vedem și răspunsul, așa cum s-a întâmplat și în cazul Domnului Iisus. Cum a făcut Domnul Iisus ucenici? Haideți să încercăm să pășim pe urmele Lui și aici este într-un fel deschiderea. E primul moment în care Domnul Iisus începe în urma propovăduirii. Nu doar să spună oamenilor, nu doar să declare vestea bună, ați auzit-o, acum trebuie să răspundeți voi, faceți ce credeți cu vestea aceasta. Nu. Ci primul pas pe care îl vedem și sublinierea pe care aș vrea să o fac este următoarea. Aș vrea să-L luăm pe Domnul Iisus ca un exemplu, dar să nu-L privim în relația noastră cu El. Noi suntem ucenicii și El este învățătorul. Și să-L privim pe El ca fiind învățătorul care ne învață cum să-I tratăm noi pe ucenicii cu care intrăm noi în contact și ucenicii pe care noi ar trebui să-I avem. Într-un fel, de data aceasta, îl privim pe Domnul Iisus ca fiind învățătorul și El, modelul învățătorului, de la El să învățăm ca învățător. Cum ar trebui noi să ne purtăm cu ceilalți oameni. În primul rând, în versetul 20 din capitolul 4, găsim prima lucrare pe care o face Domnul Iisus și am numit-o luată de aici, de la El, mergerea după învățător. Ascultați ce spune versetul 20. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după El.
Această mergere a ucenicilor după învățător este ceva mai mult decât ceea ce suntem noi obișnuiți să facem. Din nou, noi împlinim foarte mult ceea ce spune versetul 17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Suntem experți, într-un fel, la propovăduire, la a spune despre Dumnezeu. Și de multe ori lăsăm lucrurile doar la nivelul acesta. Am spus. Le-am spus despre Domnul. Acum este slujba lor. E responsabilitatea pe care o are fiecare. Și este adevărat. Dar Domnul Iisus face pasul acesta în care niște oameni nu doar că aud spunându-se ce trebuie să facă, că omul trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, să-i pară rău de păcatele lui, să-și ceară iertare, ci intervine această lucrare interesantă în care un grup de oameni specific, clar, încep să se uite la Domnul Iisus și să meargă în fiecare zi după El, să vadă unde se duce, să vadă ce face. Dar observați cât de simplu este Domnul Iisus și cât de specific. Versetul 19, cel care este înaintea acestei realități, îndată au lăsat mrejile și au mers după El, spune așa: El le-a zis, veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Această mergere a ucenicilor după învățător vine în urma invitației pe care le-o face învățătorul ca ei să vină după el. Și spuneam extrem de simplu, să luăm exemplul Domnului Iisus ca învățător. Noi am spune, Doamne, dar noi suntem ucenicii. Dragii mei, trebuie să facem această diferențiere și să înțelegem că vine vremea și vom ajunge până la final în punctul acela în care, da, într-un sens general, suntem ai Domnului Iisus și rămânem ucenici în slujba Lui, în învățare de la El, până la finalul vieții. Dar vine și momentul acela responsabilității pentru noi, când Domnul spune, nu mai poți să rămâi doar acolo jos, ci trebuie să crești. Trebuie să devii tu cel care ai învățat, cel care ai primit, cel care ai fost condus pe calea credinței, să-i conduci și tu pe alții. Și intervine pasul acesta pe care ar trebui să-l facem mai mult, dragii mei. Da, lumea este plină de obligații, plină de lucruri care ocupă timpul nostru. Dar chemarea noastră nu este să ne ocupăm lumea aceasta și timpul pe care ne-l-a lăsat Dumnezeu aici, cu tot ceea ce poate să ofere lumea din jurul nostru. Spunea cineva când eram în facultate, într-un mod simpatic, eram îndemnat să învățăm. Și un coleg a spus la un moment dat, dar cum o să fie dacă eu după 4 ani o să plec de aici și o să mă întrebe cineva, dar unde era obiectivul cu tare în București? Și eu nu știu să-i spun. Și răspunsul a venit foarte simplu. Scopul tău aici nu este să cunoști tot Bucureștiul. E un oraș așa de mare pe care ai putea să-l bați dintr-un capăt în altul și să-ți pierzi vremea, să-ți pierzi zilele și să spui cunosc. Scopul pentru care ai venit este să afli mai multe despre Domnul, cum să-L slujești, ce să faci mai bine pentru El. Și într-un fel acesta e scopul nostru în lumea aceasta, nu să ne ocupăm cu tot ceea ce înseamnă lumea, cu toate lucrurile interesante și chiar că nu sunt neapărat păcătoase, ci scopul nostru este să împlinim această lucrare, acest mandat pe care ni l-a dat Dumnezeu. De aceea trebuie să ne reevaluăm, să încercăm să vedem, facem lucrul acesta, îi invităm pe oameni, nu doar să le spunem despre El, ci să invităm să vină în prezența noastră, după noi. Da, o să spună ceva, dar ce să vadă omul la mine? Ar trebui să vadă calitățile acestea ale unui ucenic. Ar trebui să vadă schimbarea pe care a făcut-o Domnul, pentru că Domnul ne face și pe noi făcători de ucenici. Asta implică timp, va spune cineva, e adevărat și aceasta. Și tocmai aici trebuie să modelăm, să schimbăm, să ne ajustăm viața după ce a făcut Domnul Iisus. Lucrurile pe care le facem de multe ori, lucrurile banale în care ne pierdem timpul, credeți că vor mai conta în lumina veșniciei? Când vom ajunge acolo și ne vom da seama ce am făcut, pe ce am pierdut timpul,
O să ne, Doamne, cât de neînțelepți am fost. De aceea chemarea noastră este să vedem timpul nostru pe care îl putem folosi din alte activități, alte lucruri pe care le-am lăsat și le lăsăm uneori așa de ușor să cuprindă viața noastră. Să le redirecționăm. Însă ai chema pe oameni și o spune, vino să vezi, vino după mine, vino să vezi ce fac eu pentru Domnul, vine să vezi cum lucrez eu. Chemarea nu este doar propovăduiește și lasă-i în pace, ci implică-te, cheamă-i să vină după tine. Și apoi, al doilea lucru pe care îl face Domnul Iisus în versetul 1 din capitolul 5, este acesta, a doua parte, apropierea de învățător. Matei 5 cu 1 spune așa, când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Dar aș vrea să mai citim un verset care este puțin mai clar, e Matei 13 cu 36, care spune așa, apoi, atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis, tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. Dacă citim doar Matei 5 cu 1, am avea impresia că este doar inițiativa ucenicilor să vină mai aproape de Domnul Iisus, să audă mai mult. Dar când citesc aici, în 13 cu 36, văd că de fapt în spate e tot Domnul Iisus. Tot El lucrează. De ce? Pentru că spune așa, atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Iisus a avut această lucrare publică, a propovăduit celor mai mulți, dar pun eu întrebarea, dacă Domnul Iisus n-ar fi pus o opreliște și ar fi spus, lumea de afară rămâne acum afară și închid ușa, credeți că noroadele n-ar mai fi avut încă o întrebare și încă o întrebare și încă o întrebare și toată seara, toată noaptea ar fi putut să stea acolo și să petreacă timp doar cu mulțimea, cu noroadele multe și în continuare să arunce, să arunce. Dar la un moment dat Domnul Iisus, într-un fel, fără ca ucenicii să înțeleagă rostul acesta, spune nu. A fost o vreme a propovăduirii pentru cei mulți, dar acum vine vremea când intrăm în casă, când închidem ușa și lăsăm întrebările celor mulți și vreau să mă uit la voi, la cei cu care lucrez mai îndeaproape. Mă interesează viața voastră, mă interesează ce veți învăța, cu ce veți rămâne și vreau să vă aloc un timp mai bun, o calitate pentru ceea ce urmează, pentru că aveți nevoie să învățați și în cadrul acesta creat de Domnul Iisus, ucenicii vin și se apropie de El. Și aceasta e menirea, într-un fel, a învățătorului, a făcătorului de ucenici. El spune și sunt momente în care ai mai mulți oameni în jur, nu pierzi nicio ocazie. Și n-aș vrea să subliniez cumva că este rău să împarți un tractat, să spui cuiva, ești într-o stație de autobuz, într-o sală de așteptare, ai pe cineva în față, ai un timp la dispoziție, spune despre Domnul oricând și oriunde. Este foarte bine, vestește-L pe Domnul. În orice situație lasă Dumnezeu. Dar după situațiile acestea, uită-te la cei care sunt aproape, la cei pe care ai, pe care i-ai chemat după tine, așa cum a făcut Domnul Iisus, și încearcă să creezi un cadru. Pentru că înțeleg și lucrul acesta. Domnul Iisus a creat cadrul. Dar vedeți, ucenicii n-au spus niciodată, deși au înțeles cine este Domnul Iisus. N-a declarat Petru altă dată, tu ești Fiul lui Dumnezeu, ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel preanalt. Dar totuși au avut această înțelegere că Domnul Iisus îi primește în prezența Lui, că nu se supără, că nu spune niciodată, a spus o întrebare rea, nu-i bine ce a spus, întotdeauna le-a corectat, întotdeauna i-a învățat ce trebuia să învețe, dar n-a spus, ia plecați de aici, n-am timp de voi. Întotdeauna au simțit această stare, această emanație din partea Domnului Iisus, că El este gata să-i primească. Că El e întotdeauna pregătit, e întotdeauna acolo,
gata să asculte frământările lor, întrebările lor. Și aici frământarea a fost aceasta în capitolul 13, capitolul acesta al pildelor împărăției. Când Domnul Iisus rostește pildă după pildă după pildă și ei nu înțeles, sunt, Doamne, tâlcuiește-ne, avem încredere, venim la Tine, mulțumim că ai închis ușa, acum vrem să Te auzim. Și aceasta e chemarea noastră, dragii mei, să găsim acel cadru. Și cineva va spune, așa de agitată lumea aceasta, e așa de complicată viața mea, e așa de plin programul pe care îl am. E adevărat. Dar la fel de adevărat, încă o dată spun, în lumina veșniciei, ar trebui să ne analizăm fiecare dintre noi. Ce facem? Are acea valoare, ca valoarea aceasta a investirii și a creării unui cadru potrivit pentru ca oamenii să audă, să vadă, să întrebe, să știe mai mult despre Domnul, să li se lămurească frământările. Chemarea noastră este să creăm acest cadru. Așa cum Domnul Iisus spune aici, atunci Iisus a dat drumul noroadelor și a intrat în casă. Așa ni se spune și nouă, ca făcători de ucenici care trebuie să luăm modelul Său, să dăm drumul lucrurilor care sunt peste ceea ce a îngăduit Dumnezeu pentru noi, să intrăm în casă și să găsim zile, să găsim ore, să găsim momente, să lăsăm această stare a ocupatului. Spunea cineva, am fost întotdeauna acela care m-a indus un stres în familia mea datorită acestor vorbe pe care le spuneam și nici măcar nu știam de ce mă grăbesc. El spunea așa, dimineața când mă trezeam, spuneam copiilor, haideți mai repede că întârziem. Când eram la serviciu, haideți că trebuie să terminăm, haideți că trebuie să facem. Și bine să duci la îndeplinire ce ai, dar spunea el la un moment dat, am stat și m-am gândit, unde mă duc? Dar de fapt, ce vreau să fac? Și după ce am câștigat minutele acelea, orele acelea, ce fac cu ele? Nu cumva i-am grăbit pe toți, i-am agitat, am adus un stres care nu era necesar. Și la final am câștigat un timp pe care l-am pierdut în plăcerile mele personale. Domnul să ne dea înțelepciune să vedem cum a lucrat Domnul Iisus într-un cadru pe care să-L creăm. Și apoi, dragii mei, într-o deschidere pe care oamenii s-o vadă la noi. Să poată să aibă curaj. Să spună, sun, îndrăznesc, spun oricând, orice, pentru că știu că a fost alături de mine. A fost acolo și aceasta nu este doar misiunea celor care sunt în fața păstorului, a prezbiterului, este chemarea făcătorului de ucenici, dragii mei. Acelui care a fost în slujba Domnului, care a fost condus și el altă dată și acum are harul acesta. Dar când omul sună și n-are niciun răspuns, când spui, acum nu pot, mâine nu pot, e adevărat. Când se spune vorba aceasta, am nevoie de ajutorul tău astăzi. Și el spune, nu pot astăzi, mâine te ajut. Și omul spune, dar mâine nu mai am nevoie de ajutor. Astăzi e ziua când ai putea să fii alături. Haideți să lăsăm Duhului Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare și în direcția aceasta. Am putea să găsim activități pe care le facem, care nu sunt așa de importante. Dăm timpul nostru și să dăm mai mult timpul acesta pentru Domnul în facerea de ucenici. Eu sunt convins că am putea să o facem. Și ce am putea să facem mai mult în viața noastră, ca oamenii să aibă o deschidere mai mare înspre a veni la noi, înspre a ne întreba, înspre a pune, despre ce e vorba aici? Uite, nu înțeleg cuvântul acesta. Nu înțeleg despre ce e vorba aici, nu înțeleg subiectul acesta. Poți să-mi explici mai mult? Și să existe deschidere pentru noi. Domnul să ne ajute să luăm exemplul Domnului Iisus Hristos. Să facem ucenici așa cum i-a făcut El. Nu doar printr-o aruncare a seminței, este bine, dar El a făcut mai mult de atât. Ucenicii au mers după El. Ucenicii s-au apropiat de El pentru că a fost această deschidere. Și apoi Domnul Iisus trece la un alt pas extrem de important. Matei 10:5 ne aduce la partea aceasta în care vedem trimiterea de către învățător a ucenicilor. Iată ce spune Matei 10:5. Aceștia sunt cei 12 pe care
i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Iată-L pe Domnul Iisus Hristos, Cel care așează înaintea ucenicilor o provocare și spune, dragii mei, chemarea aceasta pe care vă fac nu este să fiți pentru totdeauna în slujba mea, în sensul acesta, doar vă uitați la mine, mă apreciați cât sunt de frumos, cât de frumos lucrez cu oamenii, câtă dragoste arăt, ci trebuie să mergeți voi, să faceți voi uneori lucrurile, să spuneți voi. I-a trimis și i-a împuternicit, le-a dat ceva de făcut și a avut încredere în ei. Și aceasta e chemarea noastră, dragii mei, dar problema umană, în natura pe care o avem și uneori în firea veche este aceasta, că ne obișnuim noi să facem lucrurile. Și iei pe cineva lângă tine și știi ce se întâmplă? Ai tendința, hai, fă și tu. Și apoi vezi că e stângaci. Și în mintea ta vine gândul acesta, poate inspirat și de cel rău puțin, de gândul mândriei, dar tu faci mai bine decât el. Și te baci. Și preiei cumva, iei microfonul și nu-l mai lași. Dacă l-ai încurajat la un moment dat, după ce a devenit cu adevărat al Domnului, când știe, ar trebui să-l lași să spună el Evanghelia, să arate altora. Și la un moment dat se pare că nu zice prea bine și te baci peste el. Pentru că ai impresia că faci mai bine. Întrebarea este aceasta, dacă nu va proba, nu va testa niciodată, cum să facă mai bine? E o chemare și o lucrare, dar e un proces așa de lung în care a intrat Domnul Iisus cu oamenii aceștia și ne cheamă și pe noi. Când ne gândim deja la 3 ani, 3 ani și jumătate, Doamne, dar e prea mult, noi am spus Evanghelia și apoi ne ducem. Avem treabă, avem lucruri de care ne ocupăm, avem servicii, avem viață, avem familie. E adevărat. Dar așa a făcut Domnul Iisus ucenici, nu altfel, nu doar instituțional, nu doar într-o evangelizare, nu doar aruncând o sămânță și apoi plecând. A lucrat cu mulțimile, dar a lucrat și cu ei. Și a trimis, faceți voi. Și s-au dus și a fost puterea lui Dumnezeu. Și va fi putere și pentru cei care sunt mai tineri, că trebuie încurajați în direcția aceasta. Avem chemarea aceasta, dragii mei, din partea lui Dumnezeu, de a face ucenici nu cum vrem noi, cu foaia noastră plină, ci cum i-a făcut Domnul Iisus Hristos. Lasă-i să facă, încurajează-l pe cel în care investește să spună la un moment dat, nu o să vrea de prima dată, dar nu abandona. Mai invită-l odată, mai încurajează-l odată. Mergi cu el în misiune, acolo unde se poate să spună ceva, să facă ceva pentru Domnul, spune-i după o vreme, nu chiar atunci, atunci încurajează, lasă-l puțin să se liniștească, așa ne spunea nouă, făceam la institut, la homiletică, învățarea predicării și aveam materia aceasta, că nu ne prea plăcea nouă, critica predicilor. Deci, eram filmați în fața colegilor, a profesorului de homiletică, asistentul și toată lumea după aceea putea să spună ce am greșit. Dar fratele Talpo spunea așa, nu facem asta decât după o săptămână după ce ați predicat. Vă liniștiți, trec emoțiile alea când spui, am predicat bine. Fiecare spune, eu am predicat bine. Lasă să treacă un pic, să te liniștești și după aceea primești altfel. Primește și ucenicul altfel, când spui, uite, aici mai puteai, aici puteai să faci altfel. Dar Domnul Iisus a lucrat în felul acesta. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem mai mult, chiar dacă e un timp. Dar timpul acesta, dragii mei, va fi investit în ei și va fi investit, de fapt, pentru veșnicie și pentru slava lui Dumnezeu. Al patrulea lucru în această Evanghelie, în această călătorie pe urmele Domnului Iisus, vine iarăși într-un mod surprinzător și am numit-o testarea din partea învățătorului. Matei, capitolul 15, cu versetul 32, spune așa, Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mi-este milă de gloata aceasta, căci iată că de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămâns ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Vă amintesc doar puțin unde suntem. E a doua înmulțire a pâinilor.
Și subliniez acest a doua înmulțire. De ce? Pentru că ucenicii au mai văzut odată o mulțime flămândă, mare, nu știau cum să o hrănească și au văzut lucrarea Domnului Iisus, care a rupt peștele, a rupt pâinea și au fost hrăniți toți. Și acum Domnul Iisus ce face? Îi testează. Îi pune din nou înainte aceleași provocări și sunt surprins. Nu știau, au uitat. Domnul Iisus le-a zis, mi-este milă de gloatele acestea și într-un fel așteaptă să vadă. Ce spun ei? Ce vor face? De fapt, în alte evanghelii, dacă punem detaliile cap la cap, vom vedea că Domnul Iisus de fapt îi testează pe ucenici și spune știa ce avea de gând să facă pentru că voia să-i încerce. A testat, e în procesul acesta destul de avansat, ucenicii săi ar fi trebuit să știe și ucenicii vin și spun, de unde să luăm în pustiul acesta, următorul verset, atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? N-au înțeles. I-a abandonat oare Domnul Iisus? Nu i-a abandonat. Încă și după înviere, la un dat vine Domnul Iisus și spune, o nepricepuților și zăbavnici cu inima. Este vorba să pricepeți toate lucrurile acestea. Nici atunci n-au înțeles pe deplin, dar nici atunci n-au fost abandonați de Domnul Iisus. El a știut că trebuie să pui și aici este frământarea noastră, dragii mei, pentru că nu vedem că se lipește, nu vedem că se întâmplă ceva de multe ori. Am spus Evanghelia, am mai spus odată, am încercat puțin câte puțin, sunt tot prinși în tradiții, tot prinși în lucrurile pe care le au din trecut. Nu înțeleg. Dar n-au înțeles nici ucenicii care au fost învățați de marele învățător. L-au avut pe Domnul Iisus acolo și El spune după înviere, o, nepricepuților, încă n-au înțeles. Și de fapt ne spune o lecție, dacă El ca mare învățător n-a reușit și n-au priceput atunci, imediat, și a fost nevoie de repetiție și de încă o dată, și de încă o dată, și de un test, și de alt test. De ce credeți că va fi diferit la noi când vom merge să spunem oamenilor? De aceea nu trebuie să descurajăm, nu trebuie să dăm înapoi, ci trebuie să continuăm. Trebuie să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, să mai punem o întrebare, să mai lăsăm o șansă, să mai spunem o dată despre El, să mai arătăm o dată iubirea Lui, chiar dacă ni se pare o risipă, oamenii n-au priceput. Domnul va lucra, dar lucrează în acest proces și la final de tot, totuși vedem harul Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că în Matei capitolul 28 vedem absolvirea și am numit eu însărcinarea din partea învățătorului. Matei 28 cu 19, îl știm așa de bine. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Aș vrea să fac o mică subliniere aici, pentru că mi se pare extrem de importantă. Spun unii, iată sunt patru imperative aici. Dragii mei, nu este adevărat. În original, textul sună în felul acesta, cu un singur imperativ, ca să sublinieze tocmai Domnul Iisus Hristos ce este important. Faceți ucenici. Acesta e imperativul. Faceți ucenici. Toate celelalte trei vin sub acesta. Ne explică cum să facem ucenici. Faceți ucenici ducându-vă. Faceți ucenici botezându-i. Faceți ucenici învățându-i. Dar scopul, ideea mare a Domnului Iisus Hristos, dorința Lui pentru biserică este faceți ucenici. Așa merge mai departe. Așa cum am lucrat eu, lucrați și voi. Și de fapt ce sublinează Domnul Iisus este tocmai aspectul acesta. A venit vremea când ați fost așa cum a spus, dar acum nu mai sunteți doar ucenici, ci sunteți ridicați într-un fel pe un alt piedestal, pe piedestalul acesta al făcătorului de ucenici. Și știți ce observ? Observ că noi, în general,
poate mai mult în vremea de astăzi ca altădată, ezităm. Ezităm să urcăm treapta aceasta. Și spune, Doamne, nu pot, nu sunt pregătit, nu am capacitate, nu știu ce să fac. Dragii mei, chemarea noastră este după o vreme în care am învățat și am fost călăuziți să trecem mai departe, că vrem sau nu vrem, e decizia noastră, dar este chemarea pe care ne-o dă Dumnezeu, e imboldul pe care îl dă Dumnezeu. Și mi s-a părut interesant cum a pus cineva problema aici și a spus așa. Imaginați-vă o companie străină care vine în țara noastră, în Deva, și vrea să deschidă o fabrică de papuci. Și spune, investim tot ce e nevoie. Facem o clădire frumoasă care să deservească totul, aducem utilajele care trebuie, oameni, pregătire, dăm salariile cele mai bune, totul să meargă la superlativ. Totul începe. Cel care este conducător, directorul, se uită din biroul său și vede mecanismele care merg, oamenii care se învârt și după o vreme, după 2 ani, îl cheamă pe subalternul său și spune, cum stăm? Cum merge producția? Care-i rezultatul? Și omul spune, n-am produs nicio pereche de papuci. Și directorul e mirat. Nu se poate. Ce s-a întâmplat? Am investit totul. Am adus utilaje, am adus oameni, le-am plătit, i-am încurajat, i-am dus la cursuri. Ce să mai facem? Ce ați făcut? Încă ajustăm. Încă pregătim. Nu ne e frică să facem prima pereche. Cum sună? Cum ar suna dacă gândul acesta ar fi realitate sau dacă ar fi realitate în dreptul bisericii? Domnul a pregătit tot ceea ce trebuie, ne-a încredințat, ne-a împuternicit, ne-a învățat, ne-a dat totul, ne dă tot în ce privește viața și evlavia. Ne-a lăsat să trăim așa cum trebuie, ne dă ce avem nevoie, ne încurajează spiritual, ne oferă harul său în biserică. Dar apoi vine și spune, faceți, mergeți, faceți ucenici ducându-vă, investind timp. Învățați-i, chemați-i după voi să vadă, să fie acolo, chemați-i după voi să se apropie, deschideți-le ușa, cadrul să fie pregătiți. Și o să spună unii, și am auzit, nu spun critică, dar cuvinte de genul acesta, a fost o vreme când v-ați apropiat mai mult de mine, când m-ați încurajat, spunea cineva care era tânăr în credință. Și apoi, după ce am venit, după ce am crescut, ce m-ați lăsat? Și am spus, ai înțeles greșit. A fost o vreme când ai fost la început și aveai nevoie de învățătură, dar ai crescut și acum n-ai fost lăsat, ci ai fost însărcinat să te duci și tu să faci la fel. Și am spus, dar de ce? De unde știi? Citesc doar un verset din Filipeni 2:12 care spune așa, astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Ce spune, de fapt, Pavel în linii mari? Este că a fost o vreme când eu am putut să fiu prezent acolo cu voi, v-am încurajat, am fost învățătorul vostru, v-am crescut. Și atunci a fost bine, ați trăit, ați făcut, v-am adus, v-am testat, v-am împins, v-am lăsat să faceți voi. Dar acum, cu mult mai mult, când nu mai sunt acolo, voi nu sunteți chemați să plângeți, vai, nu mai avem învățătorul. Vai, ce se întâmplă, ci sunteți chemați să urcați pe treapta aceasta. Și aceasta e chemarea pentru fiecare dintre noi, dragii mei. Faceți ucenici. Nu cum vrem noi, pentru că s-ar putea să rămânem așa cum a rămas și tânărul acela, cu inimă mâhnită, ci să luăm metoda Domnului Iisus. Și atunci, așa cum Domnul Iisus a avut acest grup, au fost și alții care au plecat, dar au avut
grupul acesta de oameni care au rămas. Domnul să ne ajute să ajungem și noi înaintea lui Dumnezeu, nu cu scuze și cu pregătire, ci să ajungem cu acel grup al ucenicilor pe care El ne-a încredințat în jurul nostru, pentru că am fost gata să investim, am fost gata să dăm timp, am fost gata să fim acolo, am fost gata să ne deschidem casa, am fost gata să le spunem și să arătăm dragostea Domnului Iisus. Și Domnul să ne ajute pe fiecare să mergem înaintea Lui cu rodul pe care ni-l dă El pentru slava Lui. Amin. Mulțumim, Doamne Iisuse, pentru exemplul Tău. Mulțumim că nu există un exemplu mai bun. Mulțumim pentru lucrarea Ta publică de predicare și mulțumim pentru lucrarea Ta de facere de ucenici. Te rog, Doamne, ajută-ne să avem și noi acest echilibru în viață, în biserică. Te rog să binecuvintezi biserica Ta adunată, predicarea, proclamarea, cântarea. Te rog să binecuvintezi și biserica grupată. Ajută-ne pe fiecare să putem să ne investim în alții. Mulțumim pentru cei care s-au investit în noi. Ajută-ne la rândul nostru să facem ucenici. Și binecuvântă biserica Ta răspândită. Pe fiecare unde suntem să fim lumină și sare. Și prin modul în care noi ne trăim viața să fie proslăvit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Fiți binecuvântați.
Deci liber până după masă la ora 5 când ne vedem în casa Domnului.